Salutare, Kangura, asta este o zi foarte, foarte importantă, este ziua lui Palaș. După cum bine știți, eu cu Palaș ne înțelegem foarte, foarte bine de un an și ceva de zile, facem live-uri împreună, îl consider fratele meu, prietenul meu și el nu știe că noi vom merge spre Târnăven. Ne despart cam câteva sute de kilometri, dar asta nu ne împiedică să mergem acolo pentru că este o zi specială, este ziua lui. Și pentru mine, când un prieten îmi oferă absolut totul, pentru mine acel om, pentru mine îi dedic totul și... Kilometrii, sutele astea de kilometri pentru mine sunt minute și vreau să spun, Palaș, că pentru mine ești un om extraordinar. Am pentru tine o surpriză, că de asta vin de aici tocmai până la tine, nu o să vin cu mâna goală. Am făcut două tricouri și cred eu că sunt geniale. You're my brother, I never had, deci... You are the brother I never had. Nu știu, mi se pare tricoul ăsta genial. Dar am făcut două, unul pentru mine, unul pentru tine. Probabil o să o înrămez frumos, că mai am pe aici prin cameră, ca să rămână o amintire frumoasă, o amintire plăcută. Bă, vreau să spun că ești un om extraordinar, mă bucur că te-am cunoscut, mai rar oamenii ca tine. Bă, eu cu omul ăsta nu am citat niciodată, ne-am înțeles extraordinar din toate privințele. Nu suntem genul de oameni care să vorbim absolut în fiecare zi, dar suntem genul de oameni care ne dăm telefoane atunci când trebuie și telefonul ăla, bă, ce faci, cum ești, ești bine? Cam atâta contează, știi? Și o prietenie de genul nu trebuie lăsată deoparte. O să vin până la Târnăveni acolo, un oraș extraordinar de frumos. Știți că mai avem noi glume cu Târnăveni, dar asta nu înseamnă că Târnăveni e un oraș foarte frumos, plăcut cu oameni minunați. Nu știe că vin, i-am spus că nu pot să vin, că am niște treabă, că am niște probleme, trebuie să mă duc la Giurgiu chestii. Vă dați seama că n-aveam cum să ratez așa ceva, adică. Și sunt curios ce reacție o să aibă când o să mergem acolo și... Când o să-i dăm tricou, când o să mă vadă, o să meargă și Andreas, când o să-i dau și tortul veți vedea în curând, o să vi-l arăt acum imediat după ce termin. Și haideți să mergem la drum! După calculele noastre, și în 2020, tot numărul 1 pe AVP rămâne. Danul Areș, fii și Balaș nebunul, s-a întors pe platformă, dar nu trage cutunul. Hituri de digă la AVP și toate cele, dacă intrează, rămâi cu sechele. Scheletele iubând nu te iardă mai deloc. Cu mânuța lui Bionică ți-o dă peste bot. Donația ta s-a dus în același loc, iar pentru asta îți mulțumește pentru tot. Și ieșim din scară, mergem spre Târnăveni. Băi, cam urât afară. Mi-am luat tricou pe mine, am zis că gata, e cald, 40 de grade, dar... Am pregătit tot un borbagaj. Bam, tortul. Crezi că o să reziste tortul? Chiar crezi că o să reziste tortul? Băi, am acum așa cald. O să fie un tort. Bă, sper să reziste totul pe drum, să nu dăm multe găuri. Vom arăta acum cam cât o să facem până la Târnăveni pe Waze. Of, doamne. Of, doamne. Băi, frățiorul Palaș, orice treabă aș avea, se lasă treaba, venind la Târnăveni. O să arătăm Waze acum cât facem. Hoi de capul meu, data trecută am mers, m-am plictisit. Așa cum vom afla cât facem până la Târnăveni. Cam mult, nici mai puțin de 5 ore. În cap. Deci ora 10:50, hai zi 11. Este ora 10:50. 11, ajungem la... Să vedem când ajungem acum, asta e întrebarea. Mergem deja de 2 ore, am trecut de Râmnicu Vâlcea, intrăm acum pe Valea Oltului. Este foarte urât afară, plouă, dar asta nu ne împiedică să ne continuăm drumul. Foarte frumoasă priveliște avea aici, am să vă arăt. Munții sunt ceva de nedescris, nu știu. Eu nu iubesc muntele cel mai mult, mă relaxează cel mai mult să merg la munte, stau cu prietenii pe acolo.
Nimic update, mai avem 30 de minute și ajungem afară, este foarte, foarte urât. Suntem în complotare cu un prieten de-al lui, asta n-am vrut să o zic, dar o zic acum pe cameră, pentru că n-am știut cine să am încredere. Denis, tu le-ai cu băutura, deci în tine n-am încredere că poate te îmbătai și spuneai. Și a rămas Băliuca pe lista acolo și am vorbit cu Băliuca. Mulțumesc, Denis, că mi-ai dat numărul lui. Am vorbit cu Băliuca și acum suntem în drum. Mergem și Băliuca îl va aduce la scară pe Palaș. Încă puțin, băi, oameni buni, și ajungem în Târnăveni! Let's go, boys! Fraților, acum chiar am la camera, am intrat în Târnăveni. Să nu mă recunoască cineva, dar îl știe și pe Andreas. Băi, cum s-a uitat ăla, dă-i! Ne așteaptă și Cosminel să ne îmboscheze, să ne întortul repede, complice Băliuca să-l sunăm. Bă, păi eu să-l iei la bloc acum, intru. Să-l iei la bloc. Unde merge? Tăi în față, tăi în față. Da. Stai, fă-i treabă, fă-i treabă. Păi el unde e, mă? Tăi în față. Nu este la tomberon aici în spate, ascund și acum ne ascundem. În față. Bine. Hai. Nu trebuie să mă prate lângă. Nu ce mașinare de nașul ăla. Pe vlog, Nico. Salut, Andreea, se pare bine. Salut. Și acum să facem surpriză, hai să scoatem ce avem de spus. Să nu vină pe partea aia. Bă, tu-l vezi de acolo dacă e să vină. Eram sigur că vine pe partea asta, mă, am zis. Mulți să trăiască! Mulți să trăiască! La mine știți cum e aici, mă. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Pala să trăiască, pala să trăiască la mulți ani. Hai, rupă mie. Uite, bă, cine e șmecher cu hanorace de la Vagabond cu toate alea. Nu cred că ați fi. Citește mesajele. Că ăsta de cât vreo 7 ore a condus. Păi, dacă n-am luat tort. La mulți ani. Mulți. No, și care e părerea ta? Ce zici? Mă, nu mă așteptam. Te-ai așteptat la așa ceva? A? Ia zi-o că e mama ta, la mă. Așa e zis, mă, să mor tu, că e mai tabor. Și nu poți să vii, să ce? Ore, mă, ne-am plictisit. Da? Aici, aici. Da, azi este a doua zi. Aseară n-am mai filmat nimic pentru că ne-am distrat puțin. Așa. Și ce zici, mă? Te aștept să ai să vin? Nu, sincer, nu chiar nu mă așteptam. A fost a mega surprise. Băi, e frumos, avem 500 de kilometri, ne-am făcut ciste. Și am adus niște tricouri. Bombă rău de tot, o să le vedeți acum pe noi. Și o să fac așa. Ia să rămân sus, așa un pic. Bam! Ha? Vino mai aproape de cameră. Mm. Ha? Ha? O să stă bine, mă. Fii atent, mă mulțumesc pentru comunitatea ta. Vă iubesc și vă respect. Enorm. Și niște spamuri cu la mulțare acolo pentru Palaș, chiar dacă a trecut ziua lui și este a doua zi, nu contează să fie acolo frumos, rău de tot. Vă respect, angurii, vă pup și vă iubesc. Eu am fost Imogen, el a fost Palaș. Online, offline, și aia este. Haide!